În episodul de astăzi am fost la cea mai ieftină sală pe care am găsit-o împreună cu băieții, apoi am fost la cea mai scumpă sală din România, care este, atenție, de 7-8 ori mai scumpă. În episodul de astăzi vom vedea sălile, vom vedea dacă într-adevăr ești mai mare dacă te antrenezi într-o sală veche sau este mai bine să te antrenezi într-una nouă și modernă. De asemenea, la final aveți o surpriză cu transformarea mea de 2 luni și să vedem dacă e naturală sau nu. Vizionare plăcută! Bă, Robert și-a făcut rovineță, venim în Bragadir. Romanian final boss. Eee, hai mă, dă-i ca lumea. Ok, hai. Gata mă, e lejer. Ce? Am poli. Stai. Poate mor. Băi, ce dracu. Mie mi-au dat lacrimile de la primul regal. Hai să intrăm în sală, spune cu mine. Job, you can't ignore it. I'm transforming now these cars and planes. I'm always boarding. Just out touring down in Charlotte like I play for Hornets. When I'm performing. Haideți băieții, am intrat în vestiar. Asta e tot vestiar. Bă, e bine, mă. E bine, da. Aici, nu de centre. Where champions are made. Problema cea mai mare aici e că nu-mi încap pe geanta în vestiar. Mi-am încăput doar Adidas-ii. Scoate Adidas-ii. Nu că sunt, ce e reaction-ul prea mare. E ce asta, Marmo? Hai, stai că nu intră. Hai, de ce nu intră? Trage un pic de cablu, ia. Trage un pic de ăsta. A pus mă, Paule! Uite-te! Trage un pic de ăla. De ce nu intră, mă, frate? Cu schemă, uite. Acum. Gata. Vreau să zic că cu o singură mână, cum face Robert, se simte mai bine. Ce ai făcut? Am rămas de la următorul? Ia uite. Am pus una pe ulei. Asta era, nu? Haide, Ciprian. Ce? Hai, încălzești. Hai, ce vai, faceți și voi ceva pentru vlog. Unde? Scot ăsta rău de aici. 20-ul. 37 puncii, man. Ce mă? Ce că e 20-ul aici, 37 puncii. E 20, mă, Robert, scrie pe ea. Scrie 37. 3.75 kg, bro. 3.75? Scrie 20 pe partea alta. 20, mă, Robert. Nu, mă, este numărul discului, cât are un disc, cât are un disc și trebuie să calculezi, gen. Scrie robineta pe... Deci gantera asta, dacă nu mai e completă, mai are 35 de kg? Da. Cum? Eu zic că da, dar minus vreo 20-30 de grame. Mai mult! Mi-a fost foame înainte să mă apuc. Cum să fie minus 30 de grame? Se antrenează în Bragadiru, cardul pro. Omul îi dă cu 35. 3, expiră. Sus! Hai, mă! Una! Bine! Bă, dar tu e creatină, mă? Am mai luat, da. Ai luat? Sincer, da. Ce să vă zic acum, să vă mint? Eu cred că e de la muzică. Vreau să mă omor acum? Ce asculti? Michael Bibi, nu știu ce mixtape. Hai că mai avem antrenament. Mai urmează. Haide, tu ești. Hai, Mihai, că poți. E bun, mă, Mihai. Deci chiar e foarte șmecher aparatul ăsta. Stai, cum s-a pus? Stai. E peste hammer strength aparatul ăsta. Este. De ce râzat? Mi-a spart pieptul șapte repetări. Bă, e forță, jur. Cum a aparatul? E ok. E ok? Da. Aoleu. Dar aparatul ăsta merge singur. Mamă. Bă, mi se pare că sala asta îți dă chef de antrenat. Mi se pare foarte clasic, gen. 10. S-a reparat? Băi, din păcate, Mihai a pus tot aparatul și s-a rupt firul. S-a rupt, s-a desprins. Ia, vezi, merge? Da, tati, ia stai, s-ar putea să meargă. Hai grijă. Mai aveam o serie aici, nu? Da. Să-l rog cu băiatul ăsta până acum să repare. Vezi să nu-l strici. Nu știu dacă chiar merge, sincer. Ia. Ui, mai greu de 1000 de ori. Da? Ia un pic, dacă l-a făcut. Nu l-am făcut, sincer. Încearcă. El a făcut cu tot. Nu merge? Nu. Să încerci? Nu. N-are un scape de un cablu pus. Bă, veniți să vă uitați la mine! Repet! Băi, toate creditele la domnul coach. Nu la ce a făcut. Prepaid. Scoate aerul și lasă pe. Dar nu foarte mult.
pic de aici. Dar scoate tot aerul din tine. De afară. Suntem ce ți-ai încurtezat, domnul, așa? Mai tare. Hai. Mi-e place mai mult aici, că am pieptul full acut după antrenament. Ia, arată spatele. Spatele? Spatele? Încurtează umărul. Cum ai găsut spatele? Așa, și pune până mâna în jos, pune spatele tare aici. Mi-a zis Robert să nu mă mai mir de rezultate, că nu e frumos față de el. El se aștepta că facem totul ca la carte. Bă, n-ați venit să vă uitați la mine. Transformarea de 2 luni. Avem și cu test antidoping, așa am zis. 40 de, la cât? La 60 de zile sau la cât? Da, la 60. La 60 de zile testul antidoping, îl băgăm deja am făcut niște analize și am testul 27. Da, bine, nu sunt relevante analizele. Nu sunt relevante, trebuie să facem test antidoping. Da. Da. Mai avem până la 60 de zile, mai avem de tăiat un pic din grăsime. Băi, vreau, te rog, să încerci aparatul ăsta. Mamă, frate, ești că e Transformers. Ia, dă un feedback. Mamă, ești că e aparat de tortură. Nu simt nimic. Acum nu știu. Păi ești prea puternic, mă, de-aia. Mă, mi se pare foarte interesant. Da, e bine că se mulează, știi, în funcție de lungimea segmentelor, da? Băi, cred că se făceau aparat mai bune înainte, mă. Nu-mi place, părinte. Băi, uite cât de tare arată! Da, mă, arată tare, dar nu-mi place. Cea mai mare competiție. Păi, ești mare, Romy, da, hai! Băi, discuții de sală, ce vorbiți aici? Băi, revenim în 2 zile cu cea mai luxoasă, cea mai scumpă sală din București. Oh, frumos! Ce părere ați avut? V-ați intrat bine? Eu zic că am avut un antrenament șmecher. Voi ce ziceți? Da. Da, se vede, n-am nu? Băi, nu uitați, dacă vreți să mai facem vloguri din astea nebune de toată gașca, dați-i și nouă câte un follow, câte un subscribe, susțineți-ne acolo în comentarii. Subscribe. Subscribe. Și poate faceți și noi de post challenge la sală, că vă zic de alta timp. Subscribe. Several days later. Job, you can't ignore it. I'm transforming now, these cars and planes, I'm always boarding. Just out touring down in Charlotte like I play for Hornets. Ok, tocmai ce am schimbat atmosfera și chiar suntem în cea mai scumpă sală din București. Se vede exact după vestiare și după baie, pentru că materialele sunt premium. Am rămas pe baricade doar cu Robert. Ultima parte a vlogului o să fac împreună cu Robert. Vă mai filmez un pic pe aici vestiarele. Frate, unde se termină clădirea asta? Sala asta? Habar n-am. Zic că avem jacuzzi, piscină, sauna, o să vă duc și acolo să vedem. Dar deocamdată m-am pierdut pe aici, cred că am ajuns la duciuri. Ce am observat până acum că este foarte liniștit și foarte curat, normal. Hai să iau și un pre-workout și să trecem la treabă, să vedem ce poate această sală. Și cum v-am obișnuit, mai dăm un try scoop pentru că Robert mi-a adus un pre-workout nou, pentru că vreau să mi-au și eu din ăsta. Apropo, nu mai ceresc cod de reducere pentru vechile firme pe care le promovam, pentru că nu am acum nicio sponsorizare, nicio colaborare. Dacă totuși vreți un cod RF Kinetic 10. Nu, Kinetic 10. Scuze, scriu pe ecran Kinetic 10 pe Nutriland și acolo aveți, ca să zic așa, cele mai top tier firme, aveți din mai multe, nu? Da. Adică efectiv mult mai multe branduri și chestii calitative. Eu de acolo mi-au acum. Nu pot să cred că am făcut asta pe scură. Mor. Dacă nu prindeam asta pe filmare, ce-am gândit adevărat? Aoleu. Deci, cum intrați în vestiar? Aveți aici un jacuzzi și, ia vedeți aici, avem piscină inclusă în prețul abonamentului, despre care vorbim după aia, dar frumos, n-ai ce să zici, asta e frumos, da, e frumos. Dușuri, bă, da. Hai să vedem ce poate și sala, până acum frumos. Hai să le arătăm și la băieți pe grup, dacă n-am venit ce-au pierdut, știi ce zic? Da. Ok, am ajuns la preludiu. Adică, efectiv, cum ești din vestiar, noi suntem la mai jos de sală, nu? Am coborât? Sau am urcat? Da, suntem la alt etaj unde e vestiarul față de sală și mai e o sală privată aici, în care... O mini-sală, da. Și ce n-am menționat e că ne-au dat prosoape la recepție. Băi, de ce e o mini-sală? Uite, un studio cu lumini exact lângă vestiar.
Aaa, frumos, frumos. Când bagi prea multă greutate și vrea să-l calc pe picior. Cam asta e toată sala. Asta e tot, gen. Chiar e tot. Hai, ia și bate setul kinetic. Liniștită sala, muzica nu e dată tare. 20 de repetări la viteză, părere gantre Technogym. Noi avem ceva gantre Technogym și aparatele în general, vă povestim imediat. Update până acum? Ce? Ce ne place, ce nu ne place? Ce nu ne place Technogym? Nu-mi plac gantrele. Era okay. Mișto la chiar o astea de la Reebok toate. Mișto? Da. Sunt mai aderente și nu te rup pe închiriu. Ce am observat eu e că nu avem aparat la modul nici hex squat sau chestii de-astea. Nu e pe bodybuilding sala, adică pentru, no, dacă e. Vrei să faci bodybuilding, e mai mult pentru corporatiști, pentru avocații, etc. Da. Și ne chinuim să găsim aparate și, în general, nu prea sunt bune, să zic eu așa, Technogym, nu? Nu sunt cel mai low-end, pentru bodybuilding low-end. Cam cel mai low-end, da. Pentru oameni care sunt casual, sunt ok, pentru că sunt comode, dar... Exact. Cam asta. Nouă ne plac hammer strength alea mai... Da, chiar. Hardcore. Pam, până acum, după două exerciții. Frumos, frumos. Hai să vă arăt și eu la final progresul meu de două luni. Ok, cum funcționează aparatele inteligente. Practic e acolo tableta care îți arată range of motion, câte repetări faci, ceva de genul. Și la final avem, uite, dacă vă e lene să numărați, aveți 10 repetări. Cam așa te ajută aparatele inteligente. Să nu mai numeri. Apărea un iepure. Apărea un iepure? Apărea un iepure când făceam repede și când făceam foarte lent apărea o țestoasă. Nu poți crede. Ok, să avem un view așa de ansamblu asupra sălii. Nu prea mai este nimeni la ora asta, l-avem pe Robert acolo care face de zor. Și ce vedeți până în spate culoarul ăsta? Cam asta e toată sala. Cum v-am spus, este full Technogym și mai ai aici un mic culoar și Robert. Eu când am intrat cu Robert am zis, bă, asta e toată gen? E mai mare vestiarul, dar... ai ce-ți trebuie aici strictul necesar. Dar pentru ce ne dorim noi, dacă vrem, nu știu, un hex squat, un pendulum, asta nu e de bodybuilding, sala asta, efectiv. Da. Nu e de bodybuilding, e... E o sală de fitness. E o sală de fitness. Aveți tot confortul necesar. Mamă, ce cum pare. Mergem în vestiar și vedem progresul de două luni, ne dezbrăcăm. N-am mare lucru ce să vă arăt la sală, am făcut antrenament de piept, sala e liniștită, muzica nu e dată tare, pot să filmez, asta îmi place, că nu e muzica dată tare. E liber, curățenie. Prosopul e prosop pe aparat, prosopul gratis pe care l-am primit. Revenim din vestia acum, feedback per total de ansamblu. Ok, hai să vedem progresul meu de două luni, o să fie pe ecran aici cheșeicele, poze de la început, before and after. Hai să vedem după pump-ul de azi, în ce formă suntem. Ce părere ai? Bine. Ce părere ai de side-ul ăsta? Decent. De ce? De nu cred că stau în lumină, nu prea mă văd. Așa, și las-te pe el. Uitați-vă, vă rog, eu cât de lin sunt din lateral, adică toată burtea, dacă mai știți, de la început transformării, ia să mă pun un pic aici la mine. Nu știu, mi se pare că am dat foarte mult body fat jos. Mai e puțin acolo. Mai am un pic aici, nu? Da. Dar în rest, ca volum, da, eu zic că am pus o grămadă, eram efectiv lepră și, na, bine, mi-am ieșit și la analizele bine. E foarte mult testosteron pe metru pătrat aici și în spatele camerei. Mie mi-a ieșit 27 testosteronul. Și limita superioară e 29. Și e 34. Aaa, ai făcut-o pe aia cu 34. Deci mie mi-a ieșit testosteronul 27 și Robert 24. Da, bine, eu am făcut analiza până în 29. Bine, deci suntem cam la același nivel. Ia să vedem. Cum e? Bine, bine, bine. Bine? Da. Băi, transformarea este meritul lui Robert. Dacă vreți să vă transforme și pe voi, nu știu în ce modalitate se mai poate, la sală mai loc? Nu. Fizic? Dar puteți să vă cumpărați ghidul de nutriție sau niște programe de pe site-ul meu. Ok. Dar se poate face, de exemplu, dacă eu vin Dima și vreau să fac o chestie personalizată cu tine, se poate? Adică un coaching mai... online coaching, efectiv. Da, da. Da. Toate produsele... Bă, oricum, ai totul pe site, pe Refinetics? Da, da. Okay. Vă las site-ul în descriere dacă vreți să vă transformați... dacă vreți să fiți transformați de un profesionist. Băi! Outhandle, ăsta e outhandle. Am plecat. Bă, studentul face probleme.
Păi, voi vă mai știți, acum 2 luni ce lepră eram? Deci, efectiv, am pieptul mai mare decât l-am avut vreodată. Băi, Robert a observat ceva foarte interesant. Nu vi se pare că băieții aia doi seamănă cu cineva? Jur că seamănă și la trăsăturile feței și la freze. Adică cu mine, cred că v-ați dat seama. What the fuck? Bun, sala ieftină versus scumpă. Prețuri. La prima cred că era undeva la 100 de lei abonamentul, ca acolo, nu știu exact, 120-80 de lei, nu știu, pe acolo, da. Poate până în 100. Și la al doilea, pregătiți-vă pentru preț. 143 de euro la un calcul simplu, undeva la 750 de lei pe lună. Dacă ții doar o lună, e undeva la 100 sau 90 de euro, dacă ții pe un an și îl plătești tot odată pe 12 luni, cam așa se face la sălile astea. Da, da. La prima, ca să zic așa, m-am antrenat mai cu chef. A intrat mai bine, sincer. Da, bine, sincer. Eram și toți 5 atunci, da. Nu aveam luxul pe care l-aveam la W, doar că a fost șmecher, mie mi-a plăcut, da. A fost și atmosferă. A fost băiețeală. Da, nu m-a deranjat că n-am avut lux sau că n-am avut nu știu ce băi sau nu știu ce vestiare sau așa. Mie mi-a plăcut, m-am antrenat tare, am făcut în ambele piept ca să facem o comparație. Da. Prima oară am avut un pump, o sare mai mișto. La ăsta, într-adevăr, ai lux, ai piscină, curățenie, sauna. Saună, jacuzzi, aparatele nu mă încântă, mi se pare că se mișcă cumva prea lent astea Technogym. În general Technogym-ul e genul ăla de aparatură comodă, dar da. Nu sunt unghiurile alea. E comod, e de fitness, pentru oameni care nu vor așa mare performanță și vor să facă sport, sunt ok, sunt noi, erau curate noi, nu erau din alea vechi de 10 ani. Doar că pentru bodybuilding și așa, un hex squat, o chestie, cum am zis, un pendulum squat sau un aparat de înclinat la piept. Oricum pendulum squat abia găsești în București. La Coliseu îmi găsiți, știți că atâți despre ce vorbim. Ce să dăm note la sări așa? Nu știu ce să zic. Oricum, până la urmă, e dreptul nostru să facem un review, știi? Da, asta a fost ideea vlogului. Supraviețuim într-o sală ieftină versus cea mai ieftină versus cea mai scumpă. Asta chiar e cea mai scumpă, nu știu, dacă e cea mai ieftină se învâr mai multe pe la prețul ăla, doar că noi am vrut să fie... Păi hai facem așa, dăm o notă în funcție de preț. De preț. Hai să ne raportăm okay. La preț, da. Pentru 100 de lei la prima sală, undeva la nota 7, nu poți să zici. Eu, da. Nu poți să zici nici 10, chiar dacă ne-a plăcut. Da. S-a rupt aparatul, mă rog, da, așa. Ați văzut. Și în funcție de preț la 143 de euro, eu da 5-6? Eu îi dau 5, raportat la preț. 5. Raportat la preț, că e un preț foarte mare, cred că mai depășește pescariu, sport and spa, dacă ții și tenis și toate alea, că nu cred că există doar abonament fitness, știți? Da. Dar fix fitness cred că e cea mai scumpă din cauza poziției, că e la aici pe Charles de Gaulle. Cam asta ar fi, 5 pentru preț, nu pot zic că e o sală proastă. Era destul de mică, dar e lux. Ca să zic așa, vă oferă confort, nu e aglomerată din cauza prețului probabil. Cam asta a fost. Dacă mai vreți clipuri, challenge-uri la sală, dacă vreți să facem The Post Challenge la sală cu toți băieții, nu uitați să ne dați un follow și nouă, un like, un comentariu, un share. Și cam asta a fost pentru azi. V-am pupat!